Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitata noastră de astăzi este ministrul afacerilor interne, doamna Ana Ravenco. Doamna ministru, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara și bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Doamna ministru, soția mea tare vă place pe dumneavoastră ca om și m-a rugat să fiu cumincior, așa că o luăm încetişor. Când are loc Congresul Partidului Acțiune și Solidaritate sau s-a amânat deja din cauza războiului? Întrebările urmează să fie adresate exact conducerii partidului. Unica politică pe care o fac eu, în calitatea mea de ministru afacerilor interne, este siguranța cetățeanului. Noi să nu sunteți membru de partid? Nu. Nu vreți să aderați la partid? Am suficiente treburi acum pe cap. Eu credeam că și noi sunteți partea partidului. Ok. 6 luni deja aveți de când sunteți. Spuneți, sunt 3 realizări mari cu care vă mândriți dumneavoastră. Ca să continuăm așa, lejer. Relansarea dialogului cu partenerii. Conturarea destul de bine merge a programelor sectoriale, care sunt net importante pentru exercițiul bugetar, pentru recalibrarea forțelor pe interior, ca să funcționeze sistemul mult mai eficient. Trei, această criză acum în care ne aflăm ne-a învățat că a acționa ca o echipă mare unită înseamnă un spor în eficiență și asta ar însemna o calitate mult mai bună a serviciului de ordine și securitate public pentru cetățean, ceea ce și intenționez să o continui. La 6 luni de la preluarea acestui mandat, ori ăsta nu joacă, ăsta e minister serios și mare, niciun regret că ați acceptat propunerea Maia Sandu de a fi ministru? Nu. Știți, noi trebuie să recunoaștem, suntem o societate așa, bărbații mai misogini, nițel. Și avem mulți colonii, generali, locotenenți în colonii. Totul e ok în relația dumneavoastră cu ei? Băieții au înțeles că vremurile s-au schimbat? Eu operez cu parametrii de profesionalism, indiferent de gen și cât de banal nu ar suna. În momentul în care înțelegi care sunt sarcinile, știi să faci echipă, știi să monitorizezi, să evaluezi pe palierul profesional, atunci și timpul le pune pe toate la loc în sensul de relații. Fie ele de subordonare sau de echipă pe același palier. Deci nu văd aici o problemă. Dumneavoastră, deci vă duceți mandatul până la capăt. Cât va dura, atâta va dura. Nu văd un alt motiv pentru care m-aș opri din ceea ce mi-am propus să fac, inclusiv și pe componenta de digitalizare, și pe componenta de anticorupție, și pe componenta de promovarea tinerilor, de integrarea metodelor mai noi, mai moderne, în modul cum funcționează acest sistem, și pe domeniile de dezastre, și pe domeniul de ordine publică și de securitatea frontierei, acum mai nou și pe palierul de management a migrației. Credeți-mă, agenda este suficientă pentru mai multe mandate. Succes! Știți bancul ăla cu preotul care n-are fata acasă? Nu. Când spune că fata e ușuratică, dar el spune că eu n-am fată, e duși și spune asta mulțimii. La ce am vrut eu să ajung? Eu țin minte câțiva ani în urmă, dumneavoastră pe Facebook a scris că oameni buni, n-am eu nicio treabă cu Dorin Recean. Dar până ziua de azi continuă să spună că e nepoata lui Dorin Recean, doamna Ana Ravenco, că e soră, că e verișoară. Haideți să încă o dată. Ce treabă aveți cu Dorin Recean? Dorin Recean, în perioada 2012-2015, a fost ministru afacerilor interne. Corespunzător, am lucrat și eu atunci în sistemul afacerilor interne, în calitate de director al Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane. Corespunzător mi-a fost conducător de rang superior. Asta e tot ce ne leagă și faptul că am făcut parte dintr-o reformă de reforma poliției pe care atunci am promovat-o, fiecare de pe posturile sale. Dumnealui, are vreo treabă cu faptul că sunteți acum ministru? Nu am cum să știu. Eu am avut un dialog cu Natalia Gavriliță. Ok. Haideți la atac. Doamna ministru, noi am primit azi un comunicat de presă de la Ambasada Rusiei, care solicită cetățenilor ruși aflați în țara noastră să informeze misiunea diplomatică în cazul în care s-au confruntat cu situații în care ar fi fost discriminați pe motive naționale, lingvistice, culturale, religioase. Poliția, în general, a înregistrat cazuri, plângeri de tipul ăsta. Este așa ceva în Moldova? Am
făcut cunoștință și cu sinteza din această dimineață. Nu avem niciun semnal de acest gen în nicio unitate de poliție din țară. Dacă ele sunt cunoscute cuiva, încurajez absolut pe toți să semnaleze, să semnaleze poliția. Noi vom fi absolut corecți în raport cu legea, în raport cu orice cetățean. Român, rus, chinez, ucrainean, moldovean, nu contează. Perfect. Noi încet ce ne apropiem de tema războiului, dar în contextul ăsta, poliția știm că și ea contribuie la asigurarea securității demnitarilor serioși care vin în Moldova. Săptămâna viitoare, în ce zi anume vine președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen? Poliția acordă sprijin serviciilor de pază și protecție de stat. Exact, ei sunt cei care dețin mandatul primar în asigurarea acestei paze, inclusiv pentru înalți demnitari care sunt oaspeții țării. Atunci când ne este cunoscută ziua și corespunzător planurile, atunci și orientăm efectiv. Până atunci, ține de aspecte mai sensibile de care se îngrijește acest serviciu specializat. Eram sigur că o să vă prind în capcană, dar nu v-am prins. Bun, deci am ajuns la tema război. Doamna ministru, noi în total avem pe teritoriul țării noastre 104.000 și un pic de cetățeni ucraineni. Dar și conform datelor de astăzi, da. Da, dar și nesăl câteva alte naționalități care s-au refugiat din Ucraina. Exact. La biroul migrației și azil au fost preluate 4.936 de cereri de azil. Așa. Aici dumneavoastră percepeți mai bine decât toată lumea. Absolut toate cererile astea 4.936 care au fost până azi dimineață vor primi undă verde. Toți vor primi azil sau sunt niște criterii foarte clare din cauza cărora unora ar putea să le refuze acordarea azilului? Sunt stabilite criterii conform cărora sunt examinate aceste cereri. Examinarea este și de durată pentru că fiecare caz este precăutat individual. Nu sunt eu cea care ia decizia, există biroul specializat, echipa specializată, se consultă toate autoritățile care dețin mandat în ceea ce privește și securitatea statului. Vor fi sau nu vor fi onorate aceste cereri, urmează să se dea exact cu părerea unitatea specializată. Până acum încă nu avem nicio concluzie pe nicio cerere, vă ziceam că sunt de durată. De ce s-ar putea întâmpla cu cei care nu vor primi azil? Conform prevederilor, inclusiv și convenția, spune că această persoană urmează să părăsească teritoriul țării. În cazul în care există riscuri la viața și pentru viața și sănătatea persoanei, în cazul în care s-ar întoarce în țara de origine, atunci vom fi în situația să căutăm alternative, așa ne zice și convenția și noi ne aliniem la prevederile acestei convenții internaționale. Doamna ministru, refugiații sunt un pericol pentru locuitorii Chișinăului, pentru locuitorii țării noastre, sau nu? Pentru că vedeți ce se întâmplă, mai ales pe rețele de socializare. Haideți să vă zic așa, domnul Gonța. Două treimi din acești refugiați trăiesc în casele noastre. Deci moldovenii au deschis casele, ușile și i-au luat la ei. Ceea ce înseamnă că solidarizează foarte mult cu ucrainenii. Nu văd motive pentru care am avea o escaladare a situației pe acest palier. Că se întâmplă anumite momente mai sporadice, mai izolate, da, ele sunt. Nu au caracter grav, niciunul dintre acestea. Se intervine, sunt aplanate. Vă dați seama că în 15, în practic două săptămâni, să zicem așa, puțin plus două zile, noi ne-am căpătat cu practic aproape un oraș Bălți în Republica Moldova și cineva ar putea spune că riscul este iminent. Noi nu avem aceste semnale acum. De aceea vom merge pe această linie. A totuși, câte cazuri oficiale au fost înregistrate cu conflicte inițiate de către refugiați? Șeful Inspectoratului General al Poliției a susținut azi un briefing, a prezentat și dumnealui aceste date. Insist foarte mult de fiecare dată ca orice situație care ar avea un potențial de risc pentru ordine și situație publică să fie prezentată într-un mod transparent. Este important să se cunoască în ce mediu trăim.
Respectiv, toate cifrele sunt la Inspectoratul General al Poliției. După cum vă ziceam, ceea ce mi este cunoscut mie și eu examinez sinteza zilnică, sunt cazuri foarte izolate și iarăși explicația vine din faptul că însăși moldoveanul a primit ucraineanul în casă. Deci există această solidarizare cu drama pe care o trăiește ucraineanul, respectiv nu avem un fundal care să alimenteze aceste tulburări la care vă referiți. Da, avem cazuri înregistrate când cetățenii de-ai noștri au comis ilegalități contra cetățenilor ucraineni? Să știți că imediat cum a fost declanșat războiul, noi am înregistrat un tablou infracțional cam separat, unic. Noi zile la rând nu am înregistrat, practic intrând chiar și în a doua săptămână de război. Nu am avut nicio infracțiune gravă, excepțional de gravă, deosebit de grav. Wow. Nu o să fiu eu, nu o să joc pe criminalista acum și să traseze ipoteze. Sunt suficiente voci care să dea o explicație. Eu personal aș vrea să cred că este din categoria solidarizării cu drama prin care trec ucrainenii și avem și noi o istorie care ne leagă. Plus că este chiar la frontieră, este sub coasta noastră războiul și oricine, indiferent de naționalitate și vârstă, trăiește această frică. Am înregistrat abia acum ultimele câteva zile, câteva cazuri doar de jafuri. Dar vă dați seama, iarăși, peste 330.000 au traversat frontiera. E mult. E circa sub 20% din populație. Și având doar câteva cazuri pe care insistăm foarte mult să le descoperim cât mai rapid, astfel noi trimitem și un semnal altor infractori că știm să ne facem meseria bine. Ne-am așteptat la astfel de situații? Păi, având un război în proximitate, este și evident cu regret că se vor găsi persoane, infractori care vor profita de acest haos și iată că și se găsesc. Doar faptul că aceste cazuri sunt acum și sunt puține, ne vorbește despre faptul că am reușit să ne mobilizăm. Suntem mult mai prezenți și pe șosele, suntem mult mai prezenți și în comunități, acolo unde și-au găsit trai temporar refugiații, acolo unde își petrec ziua. Credem că situația este sub control și așa și vom insista în continuare. Puteți să ne spuneți câți bani au fost declarați la intrarea în țară de către ucraineni? Întrebare pe care trebuie să o adresați serviciului VAMA. Nu știți. Sunt autorități exact specializate în acest sens. Dar eu nu-mi place să chem câte 4 oameni la emisiune. De asta zic, poate dumneavoastră știți. Nu. Nu cunosc. Sunt cazuri diferite care îmi sunt semnalate. Vă dați seama că oamenii când fug de război își iau tot averea. Bineînțeles, da. Își iau bunuri, își iau casa în buzunar. Dar câți bani au fost confiscați de către ai noștri? Pentru că nu au fost declarați. La fel, sunt întrebări foarte specializate pe palierul care vizează serviciul VAMAL. Credeți-mă, noi avem suficient de alți indicatori cu care operăm. Dar știți dumneavoastră mai bine decât noi legislația națională. Banii confiscați pentru că nu au fost declarați. Mai revin vreodată în buzunarele celor de la care au fost confiscați? Nu cunosc, nu vă pot spune acum ceva foarte ferm în acest subiect. Ok. Dar subiectul când frații de la Albiți au depistat suma enormă de bani de 1,5 milioane și apare întrebarea de ce două puncte de control ale noștri nu au descoperit. Când ucrainenii au trecut pe aici, au ieșit tot de la noi și românii au prins cu bijuterii, aur, dolari, vreo 1,5 milioane, dacă nu greșesc. Și mulți au sărit în cap poliției noastre de frontieră, că de ce ai noștri nu au observat așa ceva. Iarăși vă zic, pe de-o parte avem un aflux absolut fără precedent, imens. Mii de oameni stau ori în șir. Unități de transport de kilometri. Din ziua 3 ne-am pomenit cu sute de oameni care stau în ploaie și în vânt veniți pe jos.
Dilema este să faci un screening de securitate care ar însemna iarăși un timp în plus pentru mama cu copilul, pentru persoana în etate cu nevoi speciale și atunci sau să facilitezi acest proces de traversare, de intrare și atunci desigur că faci front, desigur că faci front comun și cu serviciul VAMAL, fiecare făcându-și atribuțiile propriu-zise. Pentru noi, acest screening de securitate ar însemna să ne asigurăm că în țară intră persoanele care nu sunt căutate de autoritățile internaționale, ori dacă sunt și sunt, credeți-mă mulți, noi îi referim autorităților fie că ucrainești sau Interpolului. Sau ne asigurăm că nu intră în țară persoanele care sunt vizate în alte liste și prezintă pericol de securitate națională. Acesta ar însemna mandatul primar al Poliției de Frontier. Alte autorități care se află, la fel, în punctele de trecere a frontieră, fac screening-ul lor. Și atunci când vorbim despre bunuri, bunuri de valoare, ține de palierul serviciului VAMAL, mai sunt și alte servicii acolo prezente. Deci, asta e. Niciun fel de anchete de serviciu și așa mai departe, da? Băieții nu merită pentru asta. Să merite ce? Nu știu, sancționați. De ce? N-ați găsit voi, dar au găsit românii. Dumneavoastră traversați frontiera de stat și bănuiesc că vă aduceți aminte. Poliția de frontieră vă zice, vă rog frumos să prezentați actele. Și vine serviciul VAMAL și spune, deschideți portbagajul și vă întreabă dacă ați declarat sau nu ați declarat sau aveți ceva de declarat. Este componenta legală, este componenta și umană, iarăși. Circa 350.000 de persoane. Într-o intensitate fără precedent intrat aici. Fiecare ia ce poate cu el în buzunar. Urmează să fie declarat? A și declarat. În momentul în care este declarat, nu neapărat se confiscă. Au fost ei declarați la intrare în țară? N-au fost declarați, urma să fie confiscat, eu nu pot să vă zic cu certitudine. Okay. Au declarat sau nu au declarat când au intrat în Moldova? Au declarat sau nu au declarat când au intrat în spațiu european, în România? Deci eu vă propun așa cumva să nu vorbim pe cazuri sau subiecte speculative. Trebuie să abordăm foarte concret fiecare caz în parte. Domnul ministru, dar centrul de refugiați de la Condrița este sub protecție SPP-ului sau a poliției? Centrele de plasament, în afară celor trei pe care le-au instalat Ministerul Afacerilor Interne, toate celelalte se află în gestiunea Ministerului sau sub supravegherea Ministerului Muncii și Protecției Sociale. De aceea, toate celelalte aspecte care vizează funcționalitatea acestor centre provizorii sunt întrebări la care, iarăși, vă invit să întrebați alți parteneri și alți colegi de-a mei din guvern. Da. Noi am construit, pot să zic, trei centre de tip tabără, centre de triere, din categoria corturi, cu toată infrastructura și atunci aici paza este asigurată chiar de efectivul Ministerul Afacerilor Interne. Da, acolo nu știu zic către cine. Deci clar că nu de poliție. Suntem solicitați să asigurăm suport, să venim în suport cu protecția în anumite centre și atunci intervin carabinierii, fie că prin asigurarea unei unități statice sau mobile, prin patrulare mai intensă, în funcție iarăși de locații. Acum nu pot să vă zic din cele 10 de centre care sunt, care anume și în ce măsură intervine carabinierul la un centru sau la altul. Cert este că venim cu acest suport. Mm-hmm. Dar poliția noastră continuă să scoată pelicula aia de la geamurile mașinilor ucrainești sau da? Am fost noi puțin mai indulgenți primele zile. Dar dacă nu greșesc, și acum noi chiar totul măsurăm în ziua 1, 2, 3, aproximativ din ziua 3 sau 4, deja am intervenit, am solicitat și poliția, am consultat toți comandanții și s-a revenit la normalitate, în sensul că toți sunt egali față de lege. Pur și simplu a dispărut comunicatul și video la unde de la poliție care era scos. Vreau să vă zic că a fost și un semnal care s-a tras raport cu toți refugiații și acum avem foarte multe cazuri când se scoate pelicula de mijlocit
cel care este la volan, intrând în punctul de trecere a frontierii. Deci nici mai așteaptă să fie cumva tras pe dreapta de către echipajul de patrulă pe șoselele noastre. E adevărat că avem șmecherași care fură numere de matriculare în mașinile din Ucraina? Sunt mai multe cazuri înregistrate, da. Iarăși, dacă nu greșesc, șeful poliției a făcut public aceste cifre în astă dimineață. Sunt câteva 11, să le zic eu așa. Se investigează fiecare caz. Sunt și identificați cei care comit aceste infracțiuni. Domnule ministru, dar se întreprind măsuri, eu am să citesc exact, operative concrete de monitorizare, prevenire, documentare și contracarare oportune pe segmentul Transnistrian și în Găgăuzia. Există semnale de pregătire ceva unor provocări în părțile alea? Către acest moment nu registrăm careva semnale care ne-ar vorbi despre un potențial risc sau amenințare la ordinea publică, la securitatea publică. Zona de securitate, deci regiunea Transnistriană, cum activează poliția din zona respectivă? Absolut toți, din ziua întâi, imediat cum a fost declarată stare de urgență, întreg efectivul Ministerul Afacerilor Interne, toate structurile subordonate au intrat într-un regim intens de muncă. Se lucrează corespunzător în ture mai dese, se lucrează mai intens în sensul prezenței în spațiile publice, sunt mult mai frecvente analizele de risc, după care se orientează efectivul în funcție de locațiile în care ne aflăm. Este un lucru firesc, este un lucru absolut normal și mai ales în contextul în care avem un astfel de aflux, o intrare imensă de noi cetățeni, evident că pericolele, să le zic eu așa, la ordine și securitatea publică ne sunt cunoscute, de aici și necesitatea și justificarea unui regim mult mai intensiv. Deci și mașinile care vin din partea stânga a Nistrului sunt verificate și monitorizate mai atent? Nu se face diferența între tipul de plăcuțe. Important este ajustarea la norma de drept și corespunderea comportamentului cetățeanului, fie el pedestru sau șofer, la regulamentul stabilit. Acum o săptămână și un piculeț a avut loc un incident la centrala termoatomică din Ucraina. Bineînțeles că toți s-au speriat. S-a constatat că totul e ok, nu vă faceți griji, dar lumea are și motive să sperie, pentru că vede ce se întâmplă. În contextul ăsta eu vă întreb, nu pentru că se va întâmpla ceva, totul e ok, e război, dar nu o să ajungem la așa ceva. Noi buncări avem? Sunt, dacă nu greșesc, se fac acum 5 ani, de când Ministerul Afacerilor Interne nu este instituția care este responsabilă de astfel de locații. Mai mult ca atât, pot să vă zic că niciun stat european nu există acest palier, nu este parte din domeniul de gestiune a Ministerului Afacerilor Interne. De fapt, sunt administrațiile publice locale care se fac responsabile pentru îngrijirea acestor locații sau chiar agenți privați. Asta e pe de o parte. Pe de altă parte, cum ne învață și lecțiile, nu știu, pe care informația care este publică, în cazul în care ar fi un pericol, atunci căutăm subsoluri, pivnițe, beciuri, parcări subterane. Asta este regula de bază. Da. Bun, eu înțeleg că nu răspunde Ministerul de Interne, dar 5 ani în urmă Ministerul răspundea. Dumneavoastră 5 ani în urmă era asta Ministerul de Interne. Atunci ce știa despre aceste buncări? Atunci eu nu eram Ministrul Afacerilor Interne, atunci acest subiect nu era în gestiunea Ministerului, respectiv nu era în gestiunea mea. Acum când acest subiect a apărut pe agenda publică, efectiv am și ridicat informațiile ca să constat că este sau nu este în gestiunea noastră. Dacă nu este, să se ocupe autoritatea care este responsabilă. Noi avem, vă ziceam, suficiente subiecte de care să ne îngrijim și pe agenda de
managementul a crizei refugiaților și pe agenda de dezvoltare și pe agenda de rutină de menținere a ordinii publice. Dacă ne-ați ridicat informația acolo, scria ceva despre buncări? Sau? Că nu este în Ministerul Afacerilor Interne. Și vă zic că este parte și a agendei de gestiune, în gestiunea administrației publice locale. Iar deci fiecare apele trebuie să-și cunoască. Doamna ministru, agenda regizorului meu spune că trebuie să luăm câteva clipe de publicitate, după care revenim. Publicitate, doamnelor și doamnelor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Doamna ministru, ați laudat foarte mult activitatea polițiștilor de frontieră, în general poliția că se ocupă, iese pe trasee, lucrează la maxim în perioada asta. Asta prevede și faptul că vor primi ceva mai mulți banișori? Atunci când a fost declarată stare de urgență și vă ziceam că s-a intrat într-un regim intens de muncă, am solicitat examinare de către Ministerul Finanțelor a posibilității, a oportunității de a veni cu un spor și această decizie a fost luată în contextul stării de urgență pentru că se muncește în turații mult mai mari. Și da, această decizie a fost luată. Acum ne aflăm în plin proces de stabilire a regulamentului care va stabili foarte clar cum, când, cine și către finele acestei luni deja îl vom pune în aplicare. Dar e adevărat că angajații poliției de frontieră nu vor beneficia de acești bani? Persoanele, absolut toți angajații cu funcționarii publici cu statut special, absolut toți sunt eligibili. Nu văd de ce o armă nu ar, sau o structură subordonată nu ar fi eligibilă. Sunt toți antrenați. Sunt antrenați specialiștii din IGPF, din Poliția de Frontieră, din Poliție, Poliția de Patrulare, Inspectoratul Național de Investigații, Inspectoratele Poliției din toate raioanele, pentru că aceste 100.000 de persoane care sunt aici în Republica Moldova sunt dispersați peste tot. Și atunci se veghează activ pe ordinea și securitatea publică. Sunt carabinerii care vin în suportul și la menținerea și la asigurarea ordinii publice. Avem salvatorii, pompierii, avem specialiștii de la Biroul Migrației și Azil. Deci toți, inclusiv, au fost zile când am activat și rezerva. Deci cei care nu neapărat zi de zi sunt antrenați în munca în stradă, să zic eu așa, da? Dar au fost zile unde s-a lucrat destul de intensiv. Deci toți acei care au statut, sunt cu statut special, zicem așa, care au fost antrenați în aceste activități, absolut toți sunt eligibili. Despre ce sumă e vorba? 50% din salariu? Sunt stabilite acum, cei de la finanțe și contabilitate exact lucrează pe această formulă, dar cam în acest segment vorbim. Sperând că războiul se încheie în curând, dar nu se prevede majorări salariale pentru polițiști? Haideți să recunoaștem, suntem și avem un buget auster. Am intrat cu o criză, n-a trecut bine nici jumătate de an, am căpătat încă două agende de criză. Se subțiază bugetul, de aceea aceste subiecte privind majorări vor fi discutate și examinate foarte dur. Indiferent de duritatea discuțiilor, eu voi continua să promovez această agendă de fiecare dată când vor fi discuții în jurul bugetului. Azi la noi e data de 17 martie, dar de ce polițiștii nu au primit cel de-al 13-lea salariu pentru 2021? Acum, în acest moment, chiar nu pot să vă zic acest lucru. Revin. Trebuie. Revin. Eu aproape mi-am epuizat toate întrebările care eu le-am gândit. Eu în rest am numai întrebări la oameni, de la poliție și la oameni din sistem, la oameni civili, dacă pot să spun așa. Nu strele, nu vă faceți grijă. Dumneavoastră sunteți moderatorul, eu vă respect publicul, domnul Gonța, știți mai bine ce interesează. Deci... Nu, foarte mulți. În primul rând, polițiștii mă rog cu salariile să întreb. Iată salariul. 13 majorări, iată de ce, de exemplu, ofițerii de urmări penală și de investigații, care au un program mult mai greu și mult mai complicat de muncă, primesc un salariu inferior, de exemplu, procurorilor, că procurorul pur și simplu vine și ia mapa și spune mulțumesc,
foarte frumos dosar, mai departe mă lămuresc eu doar că de un birou. Iar polițistul a muncit săptămâni întregi prin teren. E adevărat ceea ce ziceți dumneavoastră. Îmi este foarte bine cunoscut acest subiect. Sunt adresate aceste întrebări de fiecare dată când am un dialog cu efectivul. Nu contează, fie că aici în capitală sau când merg în teritoriu. Volumul de lucru este într-adevăr foarte mare și dacă vorbim în acest caz de ofițeri în penală, chiar cunosc în medie, fiecare duce circa 60 de dosare. Este și o consecință a unei reforme implementate insuficient de bine gândit sau doar parțial anterior. Am moștenit această situație. Pregătim împreună cu colegii de la Direcția Politicii Personal, dar și colegii din Inspectoratul General al Poliției, propuneri de modificări, inclusiv instituționale și inclusiv pe partea de pe legea bugetului. O să ne reușească. Este parte din agenda mea prioritară. Este ceea ce pot spune acum cu certitudine. Doamna ministru, încă ceva despre bani. Un grup de polițiști mă roagă să vă întreb așa. Ei primesc de vreo 4 ani încoace suma exactă de 8.000 de lei lunar. Cu toate majorările care cică au loc. Și cum se întâmplă asta? Întrebarea este, de care anume documente sau acte legislative se conduce Direcția Finanțe a ICP-ului și Direcția Finanțe a MAI-ului, micșorând diferența de salariu formată în baza legii numărul 270 din 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar în urma creșterii grilei, pe când articolul 27 a aceeași legi garantează diferența de salariu pe care omul nu o primește. Și nu e vorba doar de un singur om. Omul încearcă să afle de la Ministerul de Interne, de la Ministerul de Finanțe. Nimeni nu poate explica ce se întâmplă. Iată, pentru că noi la TV ieșim, iese cineva de la guvernare și spune că am majorat salariile polițiștilor. Presa de partid face din asta mare tam-tam, dar dacă intrăm în detalii, aflăm că de fapt polițistul, cum primea 4 ani în urmă, așa primește și acum. Noi am anunțat majorări a valorii de referință pentru subofițeri, despre asta am vorbit tranșant. Și este doar un început. Și despre asta am vorbit anterior. Voi solicita în continuare și vom face toate calculurile și vom depune în continuare demersurile și la guvern, dar și la Ministerul Finanțelor. Acum, pentru a continua cu majorări, inclusiv pentru ofițeri, inclusiv ne propunem să lucrăm cu colegii de la Ministerul Finanțelor și nu doar într-un grup mult mai extins, să examinăm mult mai complex subiectul care ține în general de salarizări, pentru că o intervenție într-o lege nu neapărat produce efectul dorit pe final. În cazul nostru operăm cel puțin cu două legi, inclusiv cu legea care vizează funcționarul public cu statut special. Aici la fel trebuie să vedem care sunt mecanismele care fie că oferă oportunități sau fie că limitează în careva categorie de angajați pe vârstă sau experiență de muncă în a beneficia de un salariu dorit. Dar, iarăși, exact subiectul pe care dumneavoastră acum l-ați vociferat, aici și acum nu o să pot opera cu aceste momente tehnice. Voi lua subiectul cu mine, voi discuta subiectul, voi examina mai mult decât discuta cu colegii de la finanțe, cu colegii de la implicați în politici de personal, dar pe de o parte. Pe de altă parte, eu am relansat agenda mea de audieri, de aceea rog colegii care au întrebări concrete, punctuale, să solicite audiență cu mine, pentru că astfel cunosc și eu ce nu funcționează în sistem și unde pot să intervin punctual. Asta pot să vă zic la moment. Mulțumesc, doamna ministru, pentru răspuns. O întrebare ciudățică, dar totuși m-a rugat să vă întreb asta un om de afaceri. Noi avem cazuri înregistrate la poliție când vin
bandiței pe la oameni de afaceri și să propun așa numită crâșă, așa cum se întâmplă pe timpuri? Acum chiar nu pot să vă zic. Șeful Inspectoratului General al Poliției cu certitudine ar avea un răspuns la întrebarea dumneavoastră. Eu iarăși o să fac trimitere la acea sinteză pe care o cercetez în fiecare dimineață. Fenomene de genul dat, să zic că este fenomen, nu îl constatăm. Admit că ar mai fi astfel de situații, pentru că mai avem de muncit pe agenda anticorupție, mai avem de muncit pe corectarea anumitor practici moștenite sau mai puțin văzute până acum. Dar iarăși, este o întrebare la care chiar trebuie să răspundă șeful poliției. Apropo de șeful poliției, recent la noi a fost la o emisiune președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate, Ordine Publică și Apărare, domnul Lilian Carpu. Coincidența a fost că exact aceeași oră dumneavoastră erați la o altă emisiune la domnul Vitalie Călugăreanu. Domnul Călugăreanu v-a întrebat ce-i cu demisia șefului poliției, domnul Podar Ilov. Și dumneavoastră a spus, el a venit, a depus cereri și a plecat. Inițiativa domnului sale. Dar în studioul ăsta, domnul Carp, președintele comisiei, zice că asta a fost decizia doamnei ministru. Ea l-a numit și ea a decis să-l... Bun, nu de afară, dar îi propune să scrie cer, așa cum se face. Eu pe cine cred? Pe dumneavoastră sau pe președintele Comisiei Securitate? Pe cine alegeți dumneavoastră să credeți, domnul Gonța? Eu am declarat-o și o zic și aici. A fost o inițiativă, a fost o alegere pe care a făcut-o domnul Podarilov. Eu am luat act, i-am dat curs. Așa se face atunci când ești în proces de asigurare a funcționalității unei instituții. Echipa are membrii care vin, pleacă, construiesc, muncesc. Este un proces firesc și un proces viu. Fiecare își are alegerile sale. Doar prin proprii alegeri noi putem să ne și asigurăm și responsabilizăm acțiunile. Omul a plecat din sistem în general? Păi dacă a depus cerere. Nici polițist nu este simplu undeva, nu știu. Este și a depus propria demisie. Bun, demisia și-a depus-o din șeful IGP-ului, nu? Lui a plecat. Nu vă zic că a fost un transfer sau... Dar noul domnul Viorel Cernăuțeanu, cum vă pare? Muncește binișorile cam dată. Mulțumită sunteți? Exact ca și domnului Podarilov, i-am trasat anumite sarcini, cer rezultate, am stabilit principiile după care organizăm activitatea, discutăm agenda de dezvoltare, de modernizare, știi ce trebuie să facă. Asta vreau de la orice specialist și asta vreau de la orice conducător. Să înțeleagă responsabilitatea acțiunilor sale, să înțeleagă cât de important este palierul pe care și l-a asumat, să fie un om de echipă, să susțină specialiștii și să se țină de modernizare și dezvoltarea structurii pe care o conduce. Orice rezultat ar însemna servicii de calitate și starea de siguranță pentru cetățean. Aceasta este unica politică a Ministerului Afacerilor Interne. Revenind la domnul Podarilov, ce a fost totuși doamna ministru la acel atico, sau cum se cheamă barul? Până la urmă n-am mai înțeles. A fost bal, n-a fost bal, s-au îmbătat polițiștii împreună cu procurorii, judecătorii, nu. Totuși a trecut ceva timp, cred că deja să știi. Ziceam și atunci în emisiune, la care ați făcut dumneavoastră referință, sunt întrebări care trebuie adresate strict poliției, întrebări adresate procuraturii, pentru că și dosarul penal care a fost deschis este supravegheat de către procuratură. Acum, pardon. Vreți să luăm câteva clipe de publicitate? No, it's ok. A face sau nu publice date cu caracter personal, există o legislație care stabilește clar cine, când și cum poate accesa aceste date.
Odată ce urmărirea penală nu este finalizată, ar fi o încălcare a legii și indiferent cine o cere sau cine sunt vizați, absolut toți ar fi egali în fața legii. Ceea ce cer eu este respectarea legii. A fost sau nu a fost acolo petrecerea la care vă referiți? Nu asta a fost scopul investigației. Urmează, odată finalizat, deja să fie eventual desfășurate și alte cercetări pentru cei care caută să investigheze o altă latură a acestui incident. Regia, ia bagă publicitatea acum, te rog frumos. Noi am revenit, doamnelor și domnilor, doamna ministru. Ca în veche întrebare, eu până azi n-am înțeles. De ce totuși dumneavoastră ați scos crucea aia din cadrul Ministerului de Interne? Precizez. Erau două decizii ale Curții Supreme de Justiție. Cât de straniu ar părea. Una zicea că trebuie discos, alta nu trebuie discos. Și doi, ce risca Ministerul dacă nu scotea acea cruce? Dumneavoastră nu v-a plăcut faptul că pe Facebook vreo doi au țipat că vai, 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 nu trebuie cruce. Și haideți să satisfacem Facebook-ul pe ăștia de Facebook care sunt în guvernare. De ce ați mers la pasul ăsta? Domnul Gonța, noi am întors crucea acolo unde ea trebuie să fie. Într-un lacaș sfânt. Și ministerul continuă să-și facă treaba în continuare. Întrebarea mea a fost mai lungă decât răspunsul dumneavoastră. Asta e mai rar să întâmplă așa. Nu vreți să intrați în detalii? Nu, care detalii? Decizia v-a aparținut dumneavoastră? Noi ne-am condus de decizia curții. De una dintre decizii instanții. Chiar o două. Și, repet, crucea a mers acolo unde este locul. Acolo de unde a și fost adusă. Noi sunteți creștină ortodoxă? Am ale mele alegeri de suflet. Da. Dar ce risca ministerul dacă nu face asta? Acum, nu să vă zic, a trecut ceva timp. Bine. Rămânem la instanță. Doamna ministru, care este numărul hotărârilor judecătorești definitive și revocabile care se așteaptă a fi executate de către Ministerul de Interne? Și care este cuantumul sumelor pe care ministerul trebuie să le statul trebuie să le aloce pentru dosarele unde au pierdut? Mă refer la polițiști care au plecat din sistem, demiși sau reținuți sau de ordine sute dosarele astea, de mai mult de 1000. Despre ce sume este vorba? Deci deja Ministerul Afacerilor Interne și acum sper eu că nu-mi scap această cifră. Ultimele două săptămâni am fost prinsă în alte sarcini și am operat cu alte date, dar chiar sper să nu greșesc. Peste 4 milioane urmează deja de lei, urmează Ministerul Afacerilor Interne să achite celor angajați care au fost restabiliți în funcții prin deciziile instanțelor. Mai urmează și peste 100, dacă nu greșesc, de cere sunt în continuare în examinare și dacă acestea vor fi susținute în sensul pozitiv, atunci, iarăși, sper să nu greșesc, vorbim și de o sumă suplimentară care depășește cifra de 12 milioane de lei. Acum, cazuri individuale sunt diferite. Cunosc și cazuri când ar fi o sumă care ar depăși chiar și 700 de mii de lei. Pentru o persoană. Pentru o persoană. Sau 100-200. Sunt și din astea. Și cine se face vinovat că Ministerul de Interne pierde așa dosare? Cei care au decizii. În cazul meu am optat pentru
o politică de cadre care ar preveni astfel de situații, chiar dacă ar însemna că procesul de reformă în cazul politicii de cadre ar dura mai multe luni, obținând și critică pentru asta. Dar dumneavoastră câți oameni? Pardon. Dar este important să utilizăm cât mai rațional și acele puține resurse care ne sunt puse la dispoziție. Asta a fost motivul pentru care am ales o altfel de abordare a politicii de cadre în sensul de decizional. Dumneavoastră câți oameni ați dat afară? Păi, au fost schimbați conducătorii, practic, a tuturor structurilor subordonate, deci conducători de nivel 1 și 2. Acum numeric, cu certitudine vă zic că este vorba despre câteva zeci bune de conducători. Vorbim despre inclusiv structuri desconcentrate în teritoriu, dar inclusiv cele cu statut național, de gen Inspectoratul Național de Securitate Publică. Dar aici chiar nu mă refer doar la Inspectoratul General al Poliției. Am zis că aceste modificări, aceste schimbări de conducători au vizat toate structurile subordonate, mai și Biroul Migrație și Azil, și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, și situații excepționale și celelalte. A câți dintre ei v-au dat în judecată pentru asta? Acum chiar nu monitorizez acest indicator. Am alte sarcini care îmi stau în față. Apropo de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, da? Uh-huh. Așa se cheamă. Domnul Carabagiu. Da. El conduce acest inspectorat, cred că mai mult decât există Republica Moldova. Pe el de ce l-ați dat afară? Domnul Gonța, după 15 ani de investiții bune pe care le-a făcut domnul Carabagiu, dumnealui a decis să continue să împărtășească experiența acumulată și în rândul voluntarilor. Această instituție a fost preluată de către un alt profesionist dedicat, care a fost format, a crescut profesionist în această structură. Corespunde și cu politica care ziceam că mi-am propus-o, să promovăm și cadre mai tinere, chiar dacă în cazul domnului Oprea, care acum este la volanul inspectoratului, nu neapărat se încadrează în categoria tipică de tânăr. Dar este important să ne asigurăm că există o continuitate în preluarea și cedarea, dacă doriți, a funcțiilor, inclusiv de conducere, pentru că trimitem și un semnal celor tineri că tot ce se numește promovarea pe criterii de profesionalism și meritocrație nu sunt doar declarații, dar chiar ne conducem de ele atunci când luăm decizii. Cum ați spus că se numește instituția unii dumneavoastră să muncit până a devenit ministru? Centrul de trafic. În ce perioadă? Asta cu trafic de persoane, da? În perioada 2012-2015, când am activat în calitate de director la Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane, o structură care era pe atunci și în continuare este parte din Inspectoratul Național de Investigații, care este structură, parte a Inspectoratului General de Poliție. Cineva m-a rugat să vă întreb de ce v-ați luat de acolo jumate din oameni pe care îi cunoșteați și puneți în funcție cheie pe la Ministerul de Interne. Chiar acolo sunt cei mai profesioniști dintre toți polițiștii care avem noi? Eu m-am creat echipa care include acum persoane cu experiență în vari domenii. Cei care au experiență în domeniul antitrafic și i-am invitat să facă parte din echipă sunt fix două persoane. Ok. Doamna ministru, explicați, vă rog, dispoziția Comisiei Situații Excepționale privind derogarea de la lege atunci când este vorba despre angajarea și promovarea în funcții cu statut special, fără organizarea concursului, pe durata stării de urgență. Da. Ce s-a întâmplat că așa brusc vreau să angajați oameni fără să treacă concurs? Starea de urgență, domnule Gonța. Un aflux de refugiați. Pe informația asta nici nu a fost publică. Fără precedent. Să poată vine să angajați.
Asta nu s-a anunțat. Păi își anunță și organizează anunțurile fiecare inspectorat, pentru că, așa cum ziceam, se lucrează pe într-un regim intens, în turații foarte mari. Este necesar de forțe suplimentare pentru a face față acestor sarcini. De aici și este necesar de aceste forțe aici și acum, nu peste o lună, două, trei, pentru că procedura tradițională ar presupune o serie de acțiuni și etape care durează în timp. Ori în fața tuturor structurilor subordonate este acum această sarcină de a asigura gestiunea complexă a fluxului de migranți și necesarul de resurse umane este astăzi. Exact această derogare a permis, pot să vă zic, în cazul Inspectoratul General al Poliției de Frontieră să-și mobilizeze și rezervele, inclusiv cei angajați care deja au ieșit la pensie sau odihne. Exact pe aceeași cale și metodă pornește sau merg și celelalte inspectorate. Pentru că, pe de-o parte, vrem repede, avem nevoie de resurse umane pentru a face față acestor sarcini. Pe de altă parte, avem nevoie de oameni care cunosc cu ce se mănâncă această muncă. Deci avem nevoie de oameni care și sunt dispun și de cunoștințe și de abilități. Au început să vină pensionare acum, să trec pensii liste medicale, am înțeles că da? Ca să angajeze din nou. Vin după decizia cu... Sunt și din cei care au ales o perioadă mai înainte să iasă din sistem. Acum sunt invitați, solicitați să pună un număr. Este și o procedură mai facilă, dar totuși se merge pe etapele obligatorii. Deci nu le excludem în totalitate, dar este o procedură mult mai facilă. Aveți criză de cadre la minister? În poliție, haideți așa, în general. Sunt funcții vacante, sunt așteptați specialiști, sunt funcții vacante și în Ministerul Afacerilor Interne. S-a reușit deblocarea, inclusiv scoaterea de sub moratoriu a unui număr de funcții exact din același motiv, că sunt necesare resurse suplimentare pentru a gestiona toate aspectele acestei crize a refugiaților. Așteptăm. Sunt desmulțumită de lupta anticorupție pe care se desfășoară în cadrul sau de către spia. Ori am văzut vreo două săptămâni în urmă a difuzat cu melodie un video unde au fost reținuși doi polițiști de patrulare pentru 200 de euro și noi deștepți așa din presă i-am arătat de parcă l-au prins pe fiul lui Osama Bin Laden și până la urmă am înțeles că băieții până la urmă muncesc în continuare acolo, nu? Nu pot să vă zic, nu știu la ce caz concret vă referiți. Munca este dusă în continuu. Cazurile sunt diferite, de la corupție mică până la corupție mare. Sunt dosare pe care se lucrează și pe îmbogățire ilicită. Nu se face excepție pentru nicio categorie de angajat. Faptul că durează, da, durează. Faptul că sunt multe cazuri, da, ele mai sunt. Vom menține același curs. O precizare. Poate ați văzut în raportul pe care l-ați citit astăzi ce s-a uitat cu cazul la Jaf de acum 2-3 zile, când patru au oprit o mașină și cei care au fost îmbrăcați în uniforme de polițiști și au jefuit o familie de o sumă foarte, foarte mare de bani. Întreaga dinamică a acestei infracțiuni o cunoaște șeful Inspectoratului General al Poliției. A venit cu unele precizări în briefingul de dimineață. Cu certitudine, orice rezultat, el va fi prezentat publicului într-o manieră foarte transparentă. Și eu sunt convinsă că în foarte scurt timp deja vor fi făcute publice rezultatele anchetei. Din câte eu cunosc, se lucrează destul de activ. Vă ziceam ceva mai înainte, important, dacă și se produce, să ne reușească să intervenim prompt, astfel încât să eliminăm acest infractor din spațiu public. Dar pe bune erau îmbrăcați în polițiști, în uniforme de polițiști? Acum, domnule Gunța, aceste întrebări sunt chiar adresate celor care investigează și
Când vor ieși colegii mei cu rezultate, cu certitudine vor prezenta și acest aspect. Continuăm cu reforma Maiului. Iată un simplu caz. În august 2020, la Inspectoratul de Poliție Sectorul Roșcani-Chișinău, a fost pornită o cauză contravențională pentru calomnie. Timp de un an, nu s-a răspuns deloc. Petiționarul s-a adresat la SPIA. SPIA a transmis-o către IGP-ul domnului Podarilov. Domnul Podarilov a transmis-o direcției inspecției efectiv. Ăștia au trimis-o la INSP. INSP o trimite la direcția poliției Chișinău. Unde dispare și nu se mai aude nimic. Asta de câteva luni, o foaie. Aici apare întrebarea. Ce fel de sistem construim noi dacă pe un fleac de cauză contravențională iată așa să circulă? Există o procedură, ea trebuie respectată. Nu putem trata careva caz ca un fleac sau mai puțin fleac. Ok. Acum, exact, iarăși, cazul la care vă referiți, vă dați seama, ele sunt sute de astfel de anchete. Nu știu ce se întâmplă exact la cazul la care vă referiți. Nu pot să fac niciun comentariu. Eu sunt de acord, doar că uitați-vă. Este un sistem, haideți să vă zic așa, Ministerul Afacerilor Interne este probabil cel mai mare minister și în ceea ce privește palierele pe care le are în gestiune și după numărul de angajați, ministerul fiind ca un unic angajator, fiind cu cele mai complexe și mai mari paliere în gestiune și parcursul anumitor acțiuni, probabil că durează ceva mai mult. În cazul în care sau în cazurile care vizează anumite anchete de serviciu, este important să ne asigurăm că nu există nicio reținere, pe de altă parte că este respectată clar fiecare procedură. Și cel care trebuie să intervină, intervine. Ar însemna asta că durează mai mult timp decât ne-am dori? Și sistemul nu este unul simplu. Vedeți, iată sunt cazuri când, de exemplu, la președinție, cineva care suferă de sărăcie, scrie o scrisoare mai Sandu. Doamne mai Sandu, ajutați-mă, vă rog. Acolo cancelarea vede despre ce e vorba, spune, deci asta e problema cui? Ministerul Muncii sau Ministerul Cutare. Dar să trimiți prin toate inspectoratele un caz pentru ce? De asta întreb eu. Adică noi, omul a depus o plângere, cel care răspunde spune că, deci, ăsta e, de asta răspunde anume această parte a poliției. Asta da? Și încerc să vă zic. Fiecare structură, fiecare unitate are clar stabilit mandatul său. În momentul în care depășește mandatul, nu trebuie și nu poate și ar fi ilegal să intervină. Deci este expediată conform prevederilor și prerogativilor către unitatea responsabilă. Eu nu cunosc exact la care caz vă referiți. Care este, nu știu, motivul sau fapta pentru care este anchetat sau vizat în anchetă persoana, care este valoarea, care... Deci, depinde foarte multe circumstanțe. Și iarăși, nu centralizăm, descentralizăm. Nu prindem absolut toate cazurile într-o singură autoritate, fiecare își are rolul și responsabilitățile sale. Dacă tot avem nevoie de oameni, puteți să ne spuneți care au fost criteriile de selectare a pensionarilor cărora li s-a prelungit contractul individual de muncă? Și dacă această selectare a fost cumva influențată politic? Pentru că până la decizia dumneavoastră că trebuie să îi reangajăm, mulți pe care au atins această vârstă, s-a spus papa. Iar mulți au rămas. Și în bază la ce dumneavoastră decideți? Luați decizia asta. Care este criteriul dumneavoastră? Cine a semnat aceste contracte sau a hotărât să nu le semneze? Conducătorii structurii, aceste întrebări trebuie să adresate acestor conducători. Eu cer să avem în sistem oameni integri, oameni profesioniști, oameni care
cunoștințele, abilitățile cărora corespund cu sarcinile trasate. Cer exact ca acestea să servească drept filtre sau principii după care se conduc și conducătorii acestor structuri. Acum, exact, iarăși, punctual, pe fiecare contract în parte, vă invit să adresați structurilor subordonate, conducătorilor acestor structuri. Sunteți mulțumită de imaginea și comunicarea Ministerului? Mai avem de muncit, mai gafăm, recunoaștem, mai intervenim mai întârziat, dar și agenda noastră este suficient de încărcată și ne pune față în față cu noi sarcini și noi provocări, de exemplu această criză a refugiaților pe care nimeni nu a așteptat-o. Învățăm. Avem nevoie și aici de specialiști. Invităm și aici colegi din breasla dumneavoastră să facă parte din echipa mai. Cu ce s-a încheiat cazul presupusei polițiste din Hâncești care a apărut într-o poză, cum să mai exprim eu, nu prea retușată, da? Nu prea reușită. Eu înțeleg, tinerețea e tinereță, dar uniforma e sfântă. Pentru că ai mei colegi din presă au încercat să afle și n-am mai aflat. Și vă întreb eu, poate știți dumneavoastră. Domnul Gonța, în sistem sunt peste 14.000 de funcționari publici cu statut special. Mai avem și personal civil, așa, simplu vorbind. Plus mai sunt și câteva sute bune care își fac studiile. Nu am cum să monitorizez viața fiecăruia și să cunosc dosarul personal. Bun, dar prea să s-a arătat în presă și cred că ați văzut și dumneavoastră, n-aveți cum să evitați. Cunosc subiectul și am avut și o discuție atunci cu conducătorii. Acum fiecare își cunoaște exact ceea ce trebuie să realizeze. Dacă să monitorizez fiecare caz în parte, nu mai ajunge timp nici de agenda de reforme sau de dezvoltare, nici de agenda externă a Ministerului Afacerilor Interne să mă ocup. Ok. Doamna ministru, dar care camere video lucrează în țară? Ca să știm unde să mergem cu 90 și unde să mergem cu 140. Domnul Gonța, există un serviciu, se numește Serviciul Tehnologiei Informaționale. Eu vreau să precizez un lucru. O solicitare... Eu înțeleg foarte bine de tema. La noi mergem pe sistemul sovietic. Ministrul de interne răspunde de tot. Omorât o vacă în Creuleni, întrebăm cum comentează ministrul. Deși ministrul răspunde la noi de reforme de politici. Atât. Dar chiar dacă noi cunoaștem asta, noi o să insistăm să vă întrebăm pe dumneavoastră. Eu vă înțeleg foarte bine și eu o să insist în continuare să vă dau răspunsurile la întrebările de care sunt cu certitudine în cunoștință de cauză, acolo unde nu țin direct de atribuțiile mele, o să vă zic exact unde găsiți aceste răspunsuri. O să insist în continuare, pentru că asta le cer și v-am zis și de la conducători structurilor, să fie transparenți în deciziile lor, să comunice publicului despre rezultate, să se îngrijească despre nevoile cetățenilor, pentru că exact în satisfacerea acestor nevoi de siguranță, de securitate, trebuie îndreptate și acțiunile. Așa vom lucra în continuare. Întrevederi cu Ion Ceban, primarul de Chișinău, mai aveți? Acum, foarte mult din atenția mea este orientată spre managementul crizei refugiaților. Corespunzător, dacă ne și intersectăm, ar fi strict pe acest subiect. Mai mult ne interesează tot ce se numește transportarea organizată a refugiaților și organizarea acestor coridoare unitare de tranzit. Mai degrabă spre hotarul vestic al Republicii Moldova, spre România. Cei care nu intenționează imediat să părăsească țara atunci spre Chișinău și atunci când colegii se întâmpină cu întrebări din categoria unde pot fi referiți refugiații pentru plasament temporar, apar și în discuții
subiectul de management a centrelor. Dar iarăși, vă ziceam că este un subiect care, gestionarea centrelor de plasament, este un subiect care vizează alte ministere și alte autorități. Coridoare verzi pentru primii din Moldova mai solicitați primarului, primăriei? Noi să solicităm. De cine solicită? Ministerul Afacerilor Interne, nici nu Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției vine în suportul structurilor specializate pentru acordarea protecției oficialilor de rang înalt. Atât. Este o temă delicată care se numește faptul că noi nu operăm acum zboruri regulate. Și, dar pe zi avem câte două, trei, se mai întâmplă. Și citeam astăzi că să nu uităm de faptul că vine Paștele. Și diaspora o să vină acasă să sărbătorească la greu. Și prin urmare, dacă spațiul aerian este închis, o să vină prin România. Ceea ce a făcut cu băieții noștri bravi cu refugiații, deja o să întâmple în partea aia. Poliția de frontieră este pregătită de așa ceva? Știi ce o să întâmple? Ce flux de moldoveni urmează să vină, ținând cont de faptul că avioane nu, oamenii nu vor putea veni cu avioane, ci exclusiv pe la Sculeni Albița? Noi evaluăm orice posibil scenariu de evoluție, fie ca refugiaților, a crizei refugiaților, fie că pe sens de intrare. Vom aprecia nivelul de risc, vom aprecia mai aproape de aceste zile care ar fi potențialul de resurse necesare pentru a fi orientat. Nu putem opri și nu vrem să oprim oamenii din nevoia și dorința lor de a fi alături de familie, de a sărbători în familie aceste zile. Vom comunica, desigur, în cazul în care se va atesta un alt nivel de îngrijorare despre posibilitatea să fie revizuită eventual această decizie în acest an, dar în rest este absolut firesc și normal și asta ne dorim, ca lumea să-și continue cursul vieții, să trăiască și în siguranță, să-și revadă mulți membrii familiei, ori asta ar însemna sentimentul și de siguranță și că continuăm să trăim în pace. Doamna ministru, într-o zi războiul său se încheie, datul vinii pe război nu o să țină foarte mult și într-o zi oamenii s-ar putea revolta sau enerva sau supăra pe crizele care le avem noi în continuare. Poliția noastră este dotată foarte bine ca să facă față unor eventuale proteste masive. Nu doar poliția. Structurile subordonate a Ministerului Afacerilor Interne, pe de-o parte, au fost făcute calcule pentru a interveni pe timp de pace. Nivelul de dotare lasă de dorit. De aceea și, pe de-o parte, facem evaluările necesare pentru a face solicitări punctuale de la bugetul de stat. Dar înțelegem că, așa cum am zis, că avem un buget auster și sunt și multe alte paliere care necesită o intervenție, o injecție financiară. De aceea dialogăm foarte intens cu partenerii și solicităm acest sprijin. Să fie dotat, să dotăm corespunzător parcul de auto speciale, pe de o parte. Pe de altă parte, este foarte important să și digitalizăm anumite procese. Pentru că asta ar însemna un acces și un schimb de informații mult mai rapid. Accesibilitatea și disponibilitatea de date de încredere, care sunt absolut necesare să facem și analizele de risc, respectiv să orientăm resursele, fie că umane sau tehnice, acolo unde riscul este mai eminent, deci o folosire mult mai rațională a tehnicii. Pe asta lucrăm și acum, chiar dacă avem criza refugiaților. Este parte din agenda de dezvoltare. Noi am pomenit un pic mai devreme despre cazul Crucii,
și aici e vorba despre Andrei Năstase. Eu mi-aduc aminte, Andrei Năstase, când era ministru de interne, a fost odată la o ședință de guvern în uniformă de polițist. Câte bătaie omucate pe Facebook pentru asta, pentru ce ocazie, un ministru civil și un brac uniformă de polițist. Zilele trecute am văzut un comunicat dumneavoastră, erați într-o uniformă. Asta, până la urmă, e vorba că e o regulă, adică se poate sau care e poanta? Eu n-am purtat uniformă. Dacă ați privit cu atenție aceste imagini, nu aveam absolut niciun înscris care ar însemna poliția, poliția de frontieră sau absolut nimic. Ca și în cazul domnului Năstase, asta a fost cadou domnului Vasiloi? Nu știu la ce cadou vă referiți. Uniforma, atunci când spunem cuvântul uniformă, avem în vedere o haină care are înscrisuri care vorbesc vizual despre apartenența la anumite structuri specializate. Da, asta în ce era? Păi eu nu aveam niciun înscris pe ea. Nu era scris poliția, nu aveam simbolistica, absolut nimic. O haină care, prin coincidență, seamănă cu o uniformă, deci? O haină care o îmbraci atunci când mergi în teren, pentru a putea inspecta în mod activ ceea ce se întâmplă în spațiu deschis, este normal. Ok. Doamna ministru, haideți pe această notă vestimentară să mergem pe acasă. Eu vă mulțumesc tare frumos că ați fost anul la emisiune. Mulțumesc. Vă doresc mult succes în continuare în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici, în studio. Mulțumesc pentru invitație. Să vezi și dumneavoastră o seară liniștită și la mulți ani încă o dată. Mulțumesc, doamna ministru. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.